acestei comisii, domnul primar, în conformitate cu prevederile articolului 39, alineatul 1 din legea administrației publice locale numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, din dispoziția primarului municipiului Moinești numărul 541/2018, s-a convocat într-un ea Consiliul Local al Municipiului Moinești în ședință ordinară pentru data de 25.05.2018, orele 12, în sala de ședință în strada Vatreța, numărul 14, Municipiul Moinești, următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Moinești la data de 31.03.2018. Comisia de Urbanism, discuții, propuneri pe tema proiectului. Dacă nu sunt discuții, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică. Discuții, intervenții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votați. Comisia economică. Dacă sunt întrebări, discuții. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri al municipiului Moinești pe anul 2018. Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în... Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de finanțare a obiectivului de investiții reabilitare școala Alexandru Sever, municipiul Moinești, după încheierea contractelor de achiziție. Comisia de Urbanism, discuții, propuneri pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Mulțumesc. Comisia juridică. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică a unei suprafețe de teren situată în municipiul Moinești, strada Plotilor, județul Bacău. Comisia de Urbanism, discuții, propuneri pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține și la mulțumesc. Comisia juridică, discuții, intervenții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii numărul 200 din 21.12.2017 privind stingerea litigiului dintre SC Panimone SA Onești și Consiliul Local al Municipiului Moinești, conform deciziei civile numărul 605 din 13.10.2015. Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? S-a votat în unanimitate. Comisia juridică. Discuție pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul în forma propusă de inițiator. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia economică. Dacă sunt întrebări, discuții. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, extindere spații de spitalizare, Spitalul Municipal de Urgență Moinești, faza studiului de fezabilitate plus DALI,
și a indicatorilor tehnico-economici, proiect numărul 1 CGE 2017, revizie 1 martie 2018, proiectant SC Consulting Group, expert SRL Moinești. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Comisia juridică, discuții, intervenții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată. Comisia economică, dacă sunt întrebări, discuții. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal, extindere spații de spitalizare, Spitalul Municipal de Urgență, strada Zorilor numărul 1, municipiul Moinești, județul Bacău. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. S-a votat în unanimitate. Comisia juridică, discuții, intervenție pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată. Comisia economică, dacă sunt întrebări, discuții, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat cu Spitalul Municipal de Urgență Moinești, în vederea realizării proiectului dotare ambulatoriu Spitalului Municipal de Urgență Moinești. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc, s-a votat unanimitate. Comisia juridică, întrebări, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat unanimitate. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. 11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești, numărul 4 din 24.01.2013, pentru aprobarea regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public și privat al Municipiului Moinești, și de intervenție în caz de avarie la rețelele tehnico-edilitare. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, intervenție pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată. Una de Comisia economică, dacă sunt întrebări, discuții. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Ordinea de zi suplimentară. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Vasile Gheorghe, persoană vârstnică în situație de risc. Comisia de urbanism, discuții. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Mulțumesc. Comisia juridică, discuție pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține. Votată. Comisia economică, dacă sunt întrebări, discuții. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de stimulente financiare lunare pentru Spitalul Municipal de Urgență. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc, s-a votat unanimitate. Comisia juridică, discuție pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată. Comisia economică, dacă sunt întrebări, discuții. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Punctul 12. Raportul primarului municipiului Moinești privind stare în proiect. Da? Eu îl citesc și se discută în proiect. Mulțumim pentru
sindicați, continuarea ședințelor comisiilor de specialitate la care ați asistat, continuăm cu ședința de plen a Consiliului Local al Municipiului Mănești. Vă informez că această convocare a Consiliului Local în ședință ordinară pentru astăzi, 25 mai, a fost efectuată prin dispoziția primarului Municipiului Mănești, numărul 541/2018, realizată cu îndeplinirea condițiilor prevăzute în articolul 39 aliniatul 1 din legea 215/2001, republicată legea administrației publice locale. De asemenea, vă informez că ședința este legal constituită, fiind prezenți un număr de 17 consilieri din cei 19 validați în funcție. În conformitate cu prevederile regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local, precum și cu prevederile legii 215, legii administrației publice locale, la începutul fiecărei ședințe ordinare, supunem la vot aprobarea conținutului proceselor verbale întocmite la ședințele anterioare. Astăzi avem pe ordinea de zi aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 24 aprilie 2018 și consult plenul dacă există obiecțiuni față de conținutul care a fost publicat pe site. Nefiind obiecțiuni, supun la vot aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 24 aprilie 2018. Cine este pentru? Mulțumesc. Voturi împotrivă? Nu sunt. Vă supun la vot aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din 4 mai 2018. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Cu unanimitate de voturi a fost aprobat și conținutul procesului verbal încheiat în ședința extraordinară a Consiliului Local din 4 mai 2018. În continuare, dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a supune la vot ordinea de zi și a parcurs de ordinea de zi și ordinea de zi suplimentară propusă pentru ședința de astăzi. Da. Supun la vot ordinea de zi și ordinea de zi suplimentară a ședinței de astăzi. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Nu sunt. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului municipiului Mănești la data de 31.03.2018. Inițiatorul domnul primar al municipiului Mănești. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru. Punctul 4. Proiect de vot. Supunem la vot. Mă scuzați. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Deci, în unanimitate de voturi, proiectul a fost validat. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuielile municipiului Mănești. Cheltuieli ca anul 2018. Inițiator, primarul municipiului Mănești. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru. Supunem la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? În unanimitate de voturi a trecut și punctul 4. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de finanțare a obiectivului de investiții reabilitare școala Alexandru Sever din municipiul Mănești după încheierea contractului de achiziție. Inițiator primarul municipiului Mănești. Raport Comisia... Înainte de asta vreau să completez ceva, dacă îmi permiteți. De ce acest punct pe ordinea de zi? S-a modificat valoarea ca urmare a întocmirii proiectului tehnic. Am venit în fața dumneavoastră pentru a aproba valoarea actualizată. Știm cu toții că s-a modificat atât salariul minim pe economie, cât și cheltuielile materiale, manoperă și alte indirecte, fapt pentru care astăzi vă rog să vă dați votul pentru a aproba această sumă. Mai mult decât atât, este contractată deja lucrarea cu cel care va executa. Deci va începe pe data de 15 iunie
pentru a lua vacanță copiii de la acea școală, urmând ca noi să începem cu anul școlar 2018-2019, elevii să urmeze cursurile în școala numărul 6, în școala Hangar. Se va asigura transportul cu microbuzul școlar, se va asigura în două schimburi, ciclul 1 dimineață, ciclul 2 după amiază. Mulțumesc. Deci, raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Deci este cineva împotriva? Supunem la vot. Dacă este cineva împotriva, cine este pentru, mă studiați? Așa. Împotriva? Se abține cineva? Deci a trecut și acest punct 5. A fost votat și validat. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică a unei suprafețe de terenție doar pe municipiul Măinești, strada Plopilor, județul Bacău. Inițiator primarul municipiului Măinești. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru. Deci, supunem spre aprobare acest punct 6. Este, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Deci, unanimitatea a fost validat. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii 200 din 21.12.2017 privind stingerea litigiului dintre Secepanii Morții Aonești și Consiliul Local al Municipiului Măinești, conform deciziei civile 605 din 13.10.2015, inițiator primarul Municipiului Măinești. Raport Comisia Juridică. Da, okay. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Deci și punctul 7 este validat și este. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economică și anume extinderea spații de spitalizare Municipiul Măinești, așa, Spitalul Municipiului Măinești de Urgență. Faza SF plus Danice a indicatorilor tehnico-economici, proiect numărul 1, CGE din 2017, revizie 1, martie 2018, proiectant SC Consulting Group, expert SRL Măinești, inițiator primarul Municipiului Măinești. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Cine este pentru? Se potrivește cineva? Nu. Se abține cineva? Nu. Deși punctul 8 este validat și trecut public. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de urbanism uzului local, așa, extindere spații de spitalizare Municipiului Măinești, Spitalul de Urgență, strada Zorilor numărul 1, Municipiul Măinești, județul Bacău. Inițiator, primarul Municipiului Măinești. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Se abține cineva? Deci, în unanimitate de voturi și punctul 9 a fost validat. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat cu Spitalul Municipal de Urgență Măinești în vederea realizării proiectului dotarea ambulatorului Spitalului Municipal de Urgență Măinești. Inițiator, primarul Municipiului Măinești. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru. Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru. Cine este pentru? Se împotrivește cineva? Se abține cineva? Nu. Deși punctul 10 a fost validat. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind modificare și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Măinești, numărul 4 din 24.01.2013, pentru aprobarea regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor de domeniul public, dar și privat al Municipiului Măinești și de intervenție în caz de avarie la rețelele tehnico-edilitare. Inițiator, domnul viceprimar al Municipiului Măinești.
Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru. Cine este pentru, domnule? Se împotrivește cineva? Se abține cineva? Nu. Deci punctul 11 a fost validat integral. La diversi avem ordinea suplimentară, mă scuzați. Da. Deci dau citire ordinei suplimentare. La ordinea de zi a ședinței de dată de azi 25.05.2018. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență al domnului Vasile Gheorghe, persoană vârstnică în situație de risc. Inițiator, primarul municipiului Moinești. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru. Cine este pentru, domnule? Cineva împotrivă? Se abține cineva? Deci punctul 1 din ordinea suplimentară a fost validat. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de stimulente financiare lunare pentru Spitalul Municipiului de Urgență Moinești, inițiator domnul primar Municipiului Moinești. Înainte de a da raportul, poate ne spune domnul primar despre ce este vorba? Poate ne spune domnul de la spital. Sau domnul de la spital, despre ce este vorba? Ca să știe domnul consilier ce. Stimulentele care se pot acorda conform articolului 199 aliniatul 2 din legea 95 privind reforma în domeniul sănătății, iar persoanele care au pierdut la salarii în anul 2018 după aplicarea legii 153 sunt cele pe care le vedeți, cele două persoane, directorul medical și directorul financiar contabil. Pentru celelalte persoane din spital s-au găsit soluții prin ordonanța 41 care a apărut miercuri și s-a publicat în monitorul oficial. Ok. Din completare, fondurile sunt asigurate din bugetul propriu al spitalului. Da. La e diferența dintre salarii din februarie și luna martie. Am făcut această intervenție ca domnul consilier să știe exact despre ce este vorba. Mulțumesc, doamna director. Deci, raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru. Cine este pentru? Se împotrivește cineva? Se abține cineva? Nu. Deși punctul 2 din ordinea suplimentară a fost validat așa cum a fost redactat. Așa? Punctul 2 zice diverse. Raportul domnului primar al municipiului Moinești privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Moinești. Vă rog, domnul primar. Da, am ridicat în picioare pentru a mă face auzit mai bine. Conform legii 215 privind administrația publică locală, primarul prezintă anual un raport în fața Consiliului Local privind starea economică, socială și de mediu. Am pregătit acest raport, cine a vrut, l-a găsit la Consiliul Local pentru a-l parcurge. Eu voi da citire doar introducerii, după care vor apărea imagini pe ecran și voi dezvolta pe fiecare, pe fiecare domeniu în parte. Primarul municipiului Moinești elaborează anual o sinteză a realizărilor și progreselor înregistrate pe parcursul anului anterior. Este un moment important de reflexie care oferă ocazia de a analiza evoluția din anul precedent a tuturor domeniilor de activitate pe care le gestionează administrația locală și în același timp un moment de analiză strategică a celor mai bune abordări pentru anul în curs. În anul 2017 a avut o dublă semnificație. A fost un an al provocărilor, dar și un an al începuturilor. Pe de o parte, a fost o perioadă dificilă, caracterizată de acutizarea unor frământări acumulate în ultimii ani în sectorul managementului deșeurilor. Acestea au constituit o provocare majoră pentru administrația locală, dar și un bun prilej de a demonstra capacitatea de gestionare și stingerea unor astfel de stări conflictuale. În același timp, a fost un an al presiunilor generate de variabile externe, precum modificările legislative, apărute încă de la începutul anului 2017, în cele mai sensibile sectoare de activitate, salarizarea și sectorul bugetar. Aceste schimbări au produs efecte imediate și au pus la încercare capacitatea de reacție rapidă și de decizie a executivului moineștean. În acest caz, provocările au constituit până la urmă oportunități pentru manifestarea abilității administrației locale
de gestionare a situațiilor dificile și de anticipare a efectelor lor. Anul 2017 a fost un an al începuturilor, pentru că în ciuda provocărilor aduse de modificările legislative care au impus o și mai mare rigoare și precauție în alocarea de fonduri către sectorul de dezvoltare, administrația măineșteană a demarat mai multe proiecte și inițiative de dezvoltare pentru viitor. Un an al începuturilor, pentru că inclusiv la nivel național, principala sursă de finanțare vizată de autoritățile locale, fondurile europene, au fost lansate în marea lor majoritate abia în 2017, prin apariția majorității kit-urilor de finanțare ale programelor operaționale. Un an al începuturilor, pentru că administrația municipiului Moinești a fost de această dată promptă și a încercat fructificarea majorității oportunităților de finanțare apărute în anul 2017. Am depus cereri de finanțare pentru fonduri europene pe majoritatea axelor pe care ne încadrăm în criteriile impuse de kit-uri. Am transmis solicitări către programele naționale, obținând finanțare deja pentru unele obiective. Am identificat noi surse de finanțare și am înaintat solicitări pentru obiective mai vechi, chiar administrației moineștene. Nu în ultimul rând, 2017 a fost și un an al începutului faptul că, deși servesc interesul cetățenilor de mai bine de 27 de ani în administrația locală, totuși începând cu 23 iunie 2017, când am depus jurământul în calitate de primar, o fac într-o formă care mă onorează și mă obligă enorm. Prin rigurozitate și atenție, provocările din 2017 au fost depășite. Cu tenacitate și curaj, perseverență, începuturile au fost posibile. Cu toate acestea, prudența și consecvența sunt trăsăturile cheie ce trebuie să caracterizeze deciziile primarului și în perioada următoare, care se întrevede a fi una plină de elemente și noutate. În continuare o să apară pe ecran domenii de activitate și o să fac o sinteză acestor proiecte. Începem cu infrastructura urbană. Au fost câteva proiecte de investiții și sunt câteva proiecte în lucru pentru anii ce urmează. Aș începe cu lucrările de la explanada din fața magazinului Select, cele care cu ceva timp în urmă au fost realizate doar pe jumătate din suprafață. În anul trecut s-a investit aici împreună cu sponsorizarea de la Petrom OMV și iată am realizat această lucrare în valoare de 216.000 de lei. Mergem mai departe. Aici este extinderea unor rețele de gaze, strada Osoiu, și mai era aici o extindere de gaze și la stadionul municipal. Ambele lucrări sunt finalizate, sunt beneficiari locatari din strada Osoiu, cât și stadionul municipal unde funcționează clubul sportiv al municipiului Măinești. Am trecut, o altă investiție este instalația de gaze de la noul centru, de la noua direcție de asistență socială, noul sediu, unde funcționează acum direcția de asistență socială, în clădirea pe care am magazinat-o de la Alcor, dar vom ajunge la timpul potrivit când voi vorbi despre proiectele cu finanțare europeană în clădirile publice. Aici am finalizat acoperișul scenei și spațiile de garderobe. Știți cu toți, am avut inaugurarea anul trecut în luna august, cu participarea câtorva artiști. Mai mult decât atât, pentru această locație, în acest an avem un buget deja, suntem în tratative de a achiziționa un număr de 400 de scaune pentru a realiza noi spectacole în această locație. O altă lucrare este, acum este dat deja în lucru proiectul tehnic, pentru refacerea podului de pe strada 1 Mai, prin programul Plan Național de Dezvoltare Locală, un proiect care sperăm că până la sfârșitul anului să înceapă execuția dacă procedurile de achiziție se vor derula conform legislației în vigoare, cu modificările care am aflat deja de ele ieri, a fost în ședința de guvern și vor fi publicate în monitorul oficial și vom ține și noi cont de ele. Un alt proiect care este acum în lucru, deja am semnat contractul, tot prin Programul Național de Dezvoltare Locală, Școala Gimnazială Ștefan Lucian. Știm cu toții un proiect vechi în portofoliul administrației locale, a fost depus la ADR Nord-Est cu ceva timp în urmă pentru finanțare și era inclus acolo o reabilitare totală. Nu a mai fost posibil, nu a prins finanțare atunci. Am preluat acest proiect, l-am actualizat. Astăzi este depus la Planul Național de Dezvoltare Locală și deja am semnat contractul cu Ministerul Dezvoltării, dar și cu cel care va întocmi proiectul tehnic.
De asemenea, avem un lucru, finanțare pentru singurul bloc din municipiul Măioș, pe programul, tot cu fonduri europene, anvelopări, clădiri rezidențiale. Suntem în procedură de achiziție pe execuție. S-a finalizat proiectul tehnic. E singurul bloc, așa cum vă spuneam, pentru că locatarii din acel bloc au înțeles necesitatea efectuării acestor lucrări. Prin intervenția unui șef de scară, abil, un șef de scară care și-a dorit, a convins toți locatarii de pe acea scară, au depus toate documentele, declarații notariale și iată că este singur, sunt singurii care au înțeles și astăzi vor beneficia de fonduri europene pentru anveloparea acestui bloc. De asemenea, într-un parteneriat cu Agenția Națională pentru Locuințe, au început lucrările la cele 52 de locuințe din cartierul Lucăcești în fața Catedralei. A fost destul de greu de lucrat cu oamenii din acel cartier. Știu cei din Lucăcești, în fiecare seară mă băteam pe acel drum și discutam cu dumnealor să le explic de ce este necesar acest bloc în cartier, pentru că, din punct de vedere urbanistic și din punct de vedere uman, este îmbătrânit acest cartier. Școala are nevoie de copii, grădinița de copii, biserica de Inoriaș, totul trebuie, va crește numărul populației în acea zonă și este un plus pentru cartierul Lucăcești și pentru noi ca și comunitate. De asemenea, am mai avut lucrare pe strada Păcii, care a fost asfaltată în 2016. Uitați, aproape 100.000 de lei a fost cheltuită pentru ridicarea căminelor la cotă și mici reparațiuni au fost. Cele care nu au fost prinse inițial. De asemenea, am făcut și câteva lucrări de reparație. Aici este podul de pe Lucăcioaia, cărui dig a fost distrus în urmă cu vreo 10 ani, dacă vă aduceți aminte, și executarea rigorilor. Podul este stabil, doar culeile au fost nevoie de refacere, cât și a fost nevoie refacerea lor, cât și canalele și canalizația de preluare a apelor pluviale. Tot în vara anului trecut am decolmatat câțiva kilometri de albie, aici de la intersecția cu strada Bradului până aproape la capătul străzii 1 Mai, cu forțe proprii și ajutați de alți agenți economici din oraș, am decolmatat părâul Minici din Hangar de pe strada 1 Mai și părâul de pe strada Dr. Baldazar. De asemenea, cu echipe din aparatul de lucru al primarului, am reușit să construim gabioane. Reușim în continuare. E o echipă formată din 5 muncitori și un subinginer, unul din ei parcă a plecat ceva timp în urmă. Iată că sunt câteva sute de metri de gabioane realizate în locațiile unde erau puse în pericol gospodării, cât și căile de acces. E un plus pentru că eu zic că facem o economie la bugetul local atâta timp cât lucrăm cu aparatul de lucru și cu materiale achiziționate direct de către autoritatea locală, fără indirecte, pe care le-ar fi pus o societate comercială. Aici este vorba de alei betonate în zona blocurilor de la Lucăcești, din strada George Enescu, în spatele grădiniței. Erau acolo câteva alei deteriorate, am reușit anul trecut să le realizăm și pe acestea. Mai sunt, nu apar aici, alei realizate în zona străzii Ieremia Grigorescu, în spatele bazarului, tot anul trecut. Ați văzut cu toții, cred că, o schimbare la Casa Căsătoriilor. Am executat tot cu muncitorii din aparatul de lucru al primarului, lucrări de zugrăvel, de înlocuire a panourilor cu acea gresie, travertin și ce mai este pus, cât și lucrări la acoperiș, trotuare de jur împrejur, astăzi are o altă față de cea de anul trecut. De asemenea, cu muncitorii de la domeniul public am confecționat bănci care, zic eu, că am satisfăcut cam tot ce a fost cerință în incinta urbană. Au mai fost solicitări și în zonele periurbane. Acum, în această iarnă, nu am mai făcut bănci, am realizat 100 de coșuri. Ați văzut, cred că au fost montate în urmă cu 2 săptămâni. Sunt deja toate montate pe raza orașului. Tot aici am realizat la Biserica Sfântul Gheorghe, printr-un proiect cu UNICEF-ul,
Iată și sumele alocate acolo de la UNICEF. Manopera a fost făcută tot cu muncitorii de la primărie și cu cei de la 416. E un loc de joacă pentru copii, un loc de întâlnire a celor care realizează programe pe timpul vacanțelor. În mod direct aici se implică cei de la Biserica Sfântul Gheorghe, Părintele Dragoș și Părintele Sardenie. Tot imagini de aici. Urmează acolo un proiect de anvelopare a clădirii. O să vă spun când ajungem la parteneriate. Aici vă spuneam de extinderea de la stadion acolo mai târziu. Documentații realizate pentru proiecte ce urmează a fi realizate și sunt de asemenea și câteva PT-uri care sunt deja finalizate. Vă spuneam de Alexandru Sever, deja este, va începe execuția la mijlocul lunii iunie. La stadion este finalizat, Osoiu, cale de acces, strada Vasile Alexandrii, la clubul Ira. Aici este în procedură, urmează procedura de achiziții pentru execuție, a fost finalizat proiectul, cred că la începutul lunii septembrie o să înceapă lucrările, nu? Da, e procedură. E procedură, da? Mai rămânem acolo un pic. Înapoi. Da? La sala de festivități este acel proiect de extindere aici, în holul dintre această sală și sediul primăriei. Se află biroul în care sunt montate acele monitoare de monitorizare a camerelor de la vedere din spațiu public. Avem un proiect întocmit. Valoarea lui este destul de mare, vreo 500.000 de lei, pentru a realiza o sală de conferințe și pentru a muta și acest sediu al poliției locale. S-au întocmit daliurile și există deja, suntem în faza de precontractare a proiectelor pe reabilitare clădiri publice. Și aici este vorba de liceul Grigore Covălcescu, a cărui proiect este în valoare de 2 milioane de euro. Într-o discuție de luni la Bacău, când a venit și primul ministru, doamna Rovana Plumb, ministru la fonduri europene, doamna Crețu, a fost discuție și despre aceste proiecte. Ne-au garantat că până la mijlocul verii vor fi semnate toate proiectele pe anvelopări clădiri publice din regiunea Nord-Est. De asemenea, tot pe clădiri publice este și școala George Enescu, valoarea este de aproximativ 1 milion de euro, cât și sediul DAS de care vă vorbeam mai înainte, sediul în care astăzi funcționează Direcția de Asistență Socială. În valoare de aproximativ 2 milioane de euro și acest proiect. De asemenea, la PNDL am depus daliurile pentru câteva străzi, se văd și pe ecran, strada Lucăcioaia, fundătura Lucăcioaia, Avram Iancu, Ștefan Lucian, dezbenzăner Nicu Ienea, alături de celelalte care au fost depuse la începutul anului trecut, strada 1 Mai, Alexandru Ioan Cuza, Avram Iancu, Progresului, Ștefan Lucian, ceva din Micleasca. Nu am primit finanțare pe asfaltări străzi, sperăm că odată cu întocmirea listei pentru Planul Național de Dezvoltare Locală 3, de care se discută la începutul lunii septembrie, să prindem și noi finanțare pe câteva străzi, pentru asfaltarea câtorva străzi. De asemenea, avem un proiect întocmit pe strada Capitan Zăgănescu, în fosta locație acelui teren de sport a stadionului, pentru amenajarea unui târg, bazar, pentru a muta din centrul orașului, de unde funcționează actualmente bazarul, pentru a muta pe cei cu cereale, pentru a amenaja un spațiu adecvat unor astfel de activități. Am solicitat finanțare și Consiliului Județean, încă mai sunt discuții pe această temă, pentru că beneficiarii acestui târg nu sunt doar cei din municipiul Măinești, cred că 20% sunt cei care fac cumpărături din acest târg, restul fiind din arealul municipiului Măinești, în comunele învecinate. Sper să încheiem o colaborare cu Consiliul Județean să putem finanța acest obiectiv. O să trec în revistă pentru că vor apărea imagini cu celelalte proiecte. Am vorbit despre acestea, despre reabilitarea clădirilor publice. Aici este unul din cele mai mari proiecte care am lucrat în acest an. Acest proiect pe mobilitate urbană. Sunt două proiecte, de fapt, pentru că pe un proiect
maxim se poate accesa până la 10 milioane de euro. Am făcut două, am realizat două proiecte. Coridorul 1 este partea urbană a municipiului Măinești, începe de la zona sensului giratoriu de la Avion și se încheie la sensul giratoriu de la intersecția străzii Voituz cu strada Capitan Zăgănescu. L-am prezentat într-o ședință anterioară, exact cum arată configurația pistelor de biciclete, a trotuarelor, a carosabilului de pe zona unde se intervine, deci va fi schimbat carosabilul, se va realiza pistele de biciclete, trotuare noi pe strada Tudor Vladimirescu, Ion Creangă Libertății, partea din fața clubului Vasile Alexandri și strada Zorilor. De asemenea, incintele dintre blocuri vor fi pavate, se vor dota cu bănci și coșuri iluminat public, se vor realiza spații verzi. De asemenea, din strada Capitan Zăgănescu va continua pe strada George Cosbuc și Mihai Eminescu. Pe strada Mihai Eminescu, care a fost realizată într-un parteneriat cu Consiliul Județean, se va interveni acum și se vor realiza și trotoare și preluarea apelor pluviale, precum și pista de biciclete de care vă spuneam. Pe lângă această infrastructură vor mai fi achiziționate camerele de la vedere, cât și tot ceea ce înseamnă iluminat ornamental pe lungimea pistelor de biciclete și în incinta locurilor. Valoarea totală este 14 milioane jumătate de euro. A fost depus în data de 10 iunie la ADR. Deja am primit adresa că a fost înregistrat și urmează etapa de evaluare. La nivel de ADR Nord-Est, la acest moment, din 42 de milioane de euro, sunt depuse proiecte în valoare de 30, în procent de 38%, adică 30% are municipiul Măinești, 14,5 milioane de euro și 8% municipiul Burlad. S-a prelungit cu o lună posibilitatea de a mai depune proiecte. Din discuția cu domnul Asande de luni de la Bacău, mi-a spus că nu mai există niciun proiect depus până la această dată. De asemenea, cu forțe proprii, am realizat iluminat public pe strada Măgura. Deja este funcțional. Am finalizat lucrarea în urmă cu o lună de zile. Un alt proiect, tot cu finanțare europeană, în valoare de aproape 4 milioane de lei, este extinderea și reabilitarea unei părți din creșa primii pași din Măinești. A apărut ghidul pentru Axa 13. Axa 13 prevede investiții în infrastructura rutieră, cât și în cea culturală sportivă. Am analizat aici împreună colegii mei și lucrăm deja la câteva proiecte. Unul din ele este strada 1 Mai, care a fost depusă la PNDL. Valoarea acestor lucrări la strada 1 Mai, conform DALI-ului, este de 8.400.000 de lei, adică 84 de miliarde de lei. E o lucrare destul de complicată, acolo să spun. Se realizează atât infrastructura rutieră, cât și preluarea apelor pluviale, dar și îndiguirea malului râului Urminiș. De asemenea, tot în acea zonă, ca să venim și cu cealaltă parte de sport, cultură, în curtea școlii Alexandru Sever din Văsăiești se va realiza un centru sportiv. Este acel teren care aparține administrației publice locale. Deja am demarat procedura pentru realizarea DALI-ului. De asemenea, tot în acest proiect va fi și această centrală situată în spatele ce are pensionari, care va deveni un centru de zi pentru persoane vârstnice. Și tot în acest proiect am preluat și proiectul cu muzeul, care și acela a fost depus la ADR în urmă cu mulți ani, nu a primit finanțare. Astăzi actualizăm și acest proiect și va face parte din această, pe această ață, pentru finanțare pe această ață. Anul trecut am semnat un contract cu Ministerul Fondurilor Europene pentru întocmirea strategiei de dezvoltare locală a municipiului Măinești, desenată zonelor urbane marginalizate. Finanțarea a fost de 50.000 de euro de la Uniunea Europeană. Am, în parteneriat cu GAL Valea Muntelui, am realizat această strategie, care stă la baza accesării următoarelor proiecte cu finanțare europeană și
a proiectelor care vor apărea și ghidurile care vor, apărea, vor începe să apară și era de strictă necesitate. Cine nu avea întocmit această strategie nu ar fi putut accesa aceste proiecte. Din județul Bacău au depus la de 3 municipii, dar numai municipiul Bacău și Moinești va primi finanțare în continuare. I s-a aprobat această strategie. Valoarea este de 6.700.000 de euro. Ce cuprinde? După cum vedeți, blocul E1, E2 din apropierea pieței, vom realiza acolo, prin aceste fonduri, anveloparea clădirii, pentru că știm cu toții cum arată. Mai mult decât atât, avem un proiect mai vechi pe strada, în zona Căriman, de realizarea unor locuințe sociale și, aceste lucrări sunt cuprinse în acest proiect, cât și drumul de acces, strada Ștefan Uchian, strada Dezbenzinării și Căriman, care trebuie să reabilitate atât din punct de vedere carosabil, cât și din punct de vedere al infrastructurii de apă și apă uzată. De asemenea, vor fi și calificări ale persoanelor din familii defavorizate. Avem aici o imagine cu strandul de la Lucăcești, aflat într-o situație pe care o știm cu toții, am vorbit mereu de el și acestuia i s-a întocmit un proiect în anii trecuți, nu a primit finanțare. Acum am depus la Compania Națională de Investiții, vă pot spune că în acest an, cred că am fost de 5-6 ori la conducerea acestei companii, este în studiu sinteză, am trimis tema de proiectare, caietul de sarcini pentru a demara pe banii Companiei Naționale de Investiții studiu de fezabilitate. Sper să primească în continuare finanțare și pentru execuția acestui obiectiv. Vor fi bazine acoperite, parcare, spații destinate activităților sportive. Despre hotel, a apărut și zilele trecute un articol în ziarul Deșteptarea. Am încheiat și aici un parteneriat cu Agenția Națională pentru Locuințe, pentru Corpul B. A fost vizita în teren a domnilor directori de la agenție. Este deja cuprins în lista sinteză pentru a se realiza locuințe pentru cei din sănătate. Locuințe pentru cei din sănătate vor beneficia de aceste locuințe toți, de la brancardier la medic. O excepție se face acum, pentru că nu mai este limită de vârstă pentru medici. Medicii pot să aibă și mai mult de 35 de ani pentru a primi o astfel de locuință. Pentru corpul A, la Compania Națională de Investiții am avut discuții, am depus deja o solicitare. Mi s-a solicitat de la Ministerul Sănătății un aviz pentru că această clădire să devină un centru medical. Așteptăm încă acest aviz de la Ministerul Sănătății pentru a-l depune la Compania Națională de Investiții și să urmeze pașii pentru a fi introdus în lista sinteză pentru anul următor. Despre mediu aici, după cum vedeți și după cum știți și dumneavoastră, sunt o multitudine de activități dedicate protecției mediului, activități desfășurate în spațiu public din municipiu, activități desfășurate în parcul municipal, activități de plantare de arbori, activități de ecologizare a cursurilor de apă, toate acestea prin abilitatea și profesionalismul colegilor mei de la compartimentul mediu, urbanism și cei de la domeniul public și Direcția de Utilități Publice. Le știți cu toții, sunteți invitați de fiecare dată, vă rog să participați în continuare. Unul din evenimente este chiar acum în apropierea zilei de 1 iunie, este acel program Un pui de pom, un pui de om. Va fi pe data de 30 mai, începând cu orele 17. Sper să ne întâlnim cu toții acolo și să ne bucurăm alături de copiii care vor adopta un pom în zona acelui parc. S-a întocmit și PAED-ul, este un document necesar pentru a depune cereri de finanțare în continuare. E un document fără de care nu se poate merge mai departe atunci când doresc să depui proiecte pentru finanțare pe acest domeniu. Despre deșeuri, știți cu toții prin ce am trecut, vă spuneam și în introducere, a fost un an destul de complicat. Sfârșitul anului 2016, începutul anului 2017, când 75 de zile din municipiul Moinești nu s-au ridicat deșeuri. Am gestionat destul de greu această situație cu forțe proprii. Am fost și amendați de Garda de Mediu pentru că am depozitat aici, în apropiere de
municipiul Moinești în curtea stației de desortare deșeurile în acea perioadă, le-am colectat cu utilajele proprii, cu cei de la 416, cu toate că se discută mereu în spațiu public că cei de la 416 nu prestează activități în interesul comunității. Vă pot spune că sunt echipați în veste reflectorizante pe care scriu ajutor social, puteți să-i identificați și dumneavoastră în spațiu public. Sunt implicați în tot felul de activități. Am dus cu greu acea activitate numai cu ei și șoferii de pe utilaje. Am putut scoate la capăt acea perioadă. Iată, nici astăzi nu suntem prea ok din punct de vedere al acestei probleme. În continuare, avem un proces cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară. Ne-au dat în judecată pe acele presupuse sume pentru plata serviciilor prestate, care, după părerea mea și știm cu toții, nu au fost prestate, întrucât populația care este plecată din localitate, în altă localitate din țară sau în alte localități în străinătate pe perioade îndelungate, nu îi se prestează acest serviciu și, conform legii 1 a serviciilor publice, nu necesită plata acestor servicii. De asemenea, ne-am conformat politicii tarifare aprobată în 2010 și am majorat taxa de salubrizare, la fel cum s-a întâmplat în tot județul, de la 6 lei și 7 lei 50 la blocuri, la 9 lei 97. Astăzi ne-am achitat la zi prestările serviciului, realizate de către operatorul regional. Suntem în grafic, numărul populației a crescut în urma declarațiilor strânse de la populație prin intervențiile celor de la Poliția Locală și de la Direcția de Utilități Publice. Astea sunt imaginile de atunci, le știți cu toții. Pentru aceasta a fost nevoie să declarăm o situație de urgență și o situație de alertă. Am fost contestați în contencios pentru că am declarat starea de alertă. Ne judecăm și acum, cu toate că nu mai produce efecte acea hotărâre, dar eu spun că am trecut acel moment și sper să nu se mai repete. Am spus atunci și domnului ministrului Mediului, am spus și președintelui Consiliului Județean, că la nivel de România sunt 14 proiecte de acest gen și se va repeta și în alte localități, pentru că Bacău a fost mai harnic și a avut un pas înainte la implementarea acestui proiect, a fost primul care a și suportat consecințele. Astăzi știm cu toți ce se întâmplă la Arad, se mai întâmplă la Ploiești ceva și cred că trebuie să stăm cu toții la masă, noi cei din administrația publică locală, cei de la județeană, cât și cei de la minister, să punem la punct acest proiect. Am și făcut demersuri la Ministerul Fondurilor Europene pentru a interveni la modificarea unor indicatori în ceea ce privește numărul populației, cât și a cantităților care nu corespund cu realitatea din teren. Tot de mediu vorbim, cu forțe proprii, am realizat reparații pe aceste străzi care le vedeți, sunt și cu metri liniari pe care s-a intervenit. Erau străzi a căror conducte din oțel se spărgeau, produceau avarii. Astăzi sunt înlocuite conductele, s-au branșat cetățenii și mai e puțin și reușim ca tot orașul să aibă conducte de apă, să aibă alimentare cu apă. De asemenea, anul trecut s-a recepționat cele două stații de epurare. După cum știți, s-a realizat o stație de epurare nouă în zona Băsiești, a căror beneficiari sunt cei din cartierele Lunca, Băsiești și Hangar. Mai e de lucru pentru lămurirea cetățenilor de a se branșa la noua infrastructură de canalizare. Sunt persoane în vârstă care spun că nu mai au nevoie de canalizare, întrucât și-au realizat acele fose, dar fose care nu corespund din punct de vedere al mediului. Facem în fiecare zi demersuri pentru a se branșa și pentru a da utilitate acelei stații de epurare. De asemenea, stația de epurare de la Lucăcești a fost reabilitată în totalitate. E modernă, dacă ați fost sau dacă nu, vă invit să vizitați, să vedeți cam cum arată o stație de epurare modernă, în care s-au investit aproape 13,5 milioane de euro. Aici facem demersuri acum și chiar marți avem o nouă întâlnire la CRAB la Bacău în ceea ce privește masterplanul județean pe apă și apă uzată. Moineștiul este cuprins din nou cu noi rețele de apă și canalizare, extinderea acolo unde nu este, cât și rețele de reparații, dar nu numai
rețelele, cât și aducțiunea. E vorba de aducțiunea de apă de la bazinele Brască și cea de la Micleasca și, și Osoiu, capătul spre Lucăcești, cât și de un nou bazin, un nou rezervor pe, în zona Micleasca pentru a deservi cartierul Micleasca, cât și zona, zona atelierilor, atelierul spre Bacău, întrucât acum, datorită mulțirii numărului de case, cât și agenților economici pe această zonă, nu mai face față acel rezervor și trebuie realizat o, o construcție nouă. Vă spuneam de aceste evenimente realizate pe mediu, le știți cu toții, nu le mai dau citire, mergem mai departe. Bă, un pui de pom, un pui de om. Trecem la sănătate. Știți cu toții despre cabinetele medicale școlare, despre asistenta medicală comunitară. Avem doctor, avem asistente medicale la cabinetele, avem asistenți medicali la cabinetele medicale de la școli și mai mult decât atât s-a realizat și acel cabinet stomatologic la care toți copiii din școlile noastre merg pentru un consult, pentru prevenție, iar dacă e nevoie de o intervenție, pot merge la cabinetele din municipiul Moinești la recomandarea medicului stomatolog de la, de la acest cabinet. De asemenea, cei din cabinetele școlare desfășoară activitățile impuse de legislația în vigoare și, și dorim cu toții ca să asigurăm copiilor din școli tot ceea ce înseamnă din punct de vedere al calității sănătății. Am aprobat și astăzi în ședința de mai, de mai înainte de, studiul de fezabilitate, cât și PUZ-ul pentru extinderea Spitalului Municipal de Urgență. Știți cu toții, există finanțare, există contract semnat pentru acest, această extindere. A fost dispute între cele două instituții la început de an. Eu am mers la Compania Națională de Investiții, am clarificat acest lucru, am venit cu documentația în fața dumneavoastră, am susținut de la început acest proiect, se mergea zvonul spațiu public, că noi, primăria, parte din Consiliul Local, este împotriva acestui proiect. Nimeni nu este împotriva alocării fondurilor pentru clădiri și pentru realizarea unor proiecte în municipiul Moinești. Dar trebuie să ținem cont întotdeauna și de prioritățile comunității. Aici nu s-a ținut cont de către cei de la Compania Națională și de celelalte proiecte depuse de, de autoritatea locală Moinești, respectiv hotelul, respectiv strandul, muzeu. Avem numere de înregistrare înaintea acestui proiect. Prin demersuri știute doar de unii, s-a reușit ca acest proiect să fie astăzi, să urmeze a fi implementat în Moinești. Este binevenit. Sperăm că, după discuțiile avute la companie, vom primi finanțare și pentru celelalte obiective. Tot din bugetul local, anul trecut se tot vehiculează că Primăria Moinești, Consiliul Local, nu a alocat fonduri Spitalului Municipal. Dacă ne întoarcem în mandatul trecut și profit și de prezența domnului ministru, îi mulțumesc că astăzi este prezent la ședința noastră, fiind o ședință mai deosebită decât celelalte de pe parcursul anului. Dumnealui este parte în ceea ce, ce s-a realizat la Spitalul Municipal de Urgență, prin proiectele realizate, la unele fiind chiar, chiar manager de proiect, la maternitate, la ambulatoriu, la încheierea parteneriatului între Consiliul Județean și Consiliul Local al Municipiului Moinești pentru realizarea acestui centru de primire urgențe. Mai mult decât atât, Consiliul Local în acea perioadă a finanțat și realizarea heliportului. Valoarea lui a fost de 550.000 de lei. Există, funcționează, contribuție 100% al bugetului local. Apărăm la emisiuni televizate și spunem tot timpul Consiliul Local nu ajută spitalul. Iată că în ultimii 10 ani nu știu suma exactă acum să o enunț, dar vă spun că au fost finanțări. Anul trecut am finanțat pe data de 6 ianuarie cu 350.000 de lei, 10% din acel aparat RMN pentru rezonanțe magnetice. Astăzi spitalul arată într-o formă destul de avansată, comparativ cu alte instituții publice din municipiul Moinești. Și fac referire aici la instituțiile de învățământ, pentru care am depus aceste proiecte, pentru care urmează să semnăm contracte. Și am spus că nu voi investi
cu prioritate decât în instituțiile de învățământ, pentru care, dacă va fi nevoie, pentru că în acele proiecte sunt și lucrări care trebuie finanțate din bugetul local și valoarea lor este de aproximativ un milion de euro, vom face și împrumut și ne vom implica pentru ca într-o zi să aibă cine ne lua locul și nouă, pentru că vedem cu toții scăderea numărului populației din municipiul Moinești și în mod special al tinerilor. Trebuie aduse și instituțiile de învățământ la un nivel să putem desfășura acolo un învățământ de calitate. Despre turism, știm cu toții că la începutul anului 2017 am devenit stațiune turistică de interes local și aici se vehiculează ce înseamnă stațiune, de ce nu avem drumul, de ce nu-i parcul, de ce nu-i gata hotelul. Nu se pot face totul peste noapte, toate peste noapte. E un proiect pe termen lung, început, cum vă spuneam, în mandatul trecut, continuat de noi astăzi. Trebuie să ne implicăm pe acest domeniu, pentru că numai așa putem dezvolta comunitatea și prin acest statut să accesăm fonduri atât guvernamentale cât și europene pentru realizarea obiectivelor turistice, accesul către obiective turistice, cât și a celorlalte obiective pe care ne le propunem. Știm cu toții, sunt aceste izvoare care astăzi sunt într-o evaluare din punct de vedere al parametrilor. Se va finaliza și această evaluare. Dacă vom reuși investiții în această clădire care e o bulină neagră a municipiului Moinești, cred că începem deja să devenim stațiune turistică. Mai mult decât atât, împreună cu cei de la Consiliul Județean, și avem aici pe domnul consilier Dare, care este salariat la acel compartiment și am stabilit împreună să cheiem un parteneriat, să marcăm traseele către câteva obiective și vă spun aici, este vorba despre obiectivul de la lacul Darnița, Cetățuia, cât și să realizăm să marcăm cele trei trasee pentru mountain bike, trasee care sunt stabilite și la evenimentul din toamnă realizat cu OMV Petrom. De asemenea, tot de anul trecut a luat ființă Asociația Mompesa, din care fac parte acum 8 localități. La început am fost 7, e vorba de două stațiuni consacrate, Sănic, Moldova, Târgocna, Moineștiu, orașul Dărmănești, comuna Dofteana, Măgirești și Zeme și mai nou comuna Asău. Deja a avut loc un prim eveniment în cadrul acestei asociații la orașul Dărmănești, un eveniment dedicat promovării produselor locale, produselor din această zonă. A avut loc adunarea generală, am primit și comuna Asău, mai sunt două solicitări, comuna Solonț și comuna Ardeoan. Și mai e o discuție cu comuna Berești-Azlău, având în vedere obiective turistice pe care le dețin și aceste comune și fac referire aici la Muzeul George Enescu, la Măgerești, muzeul care l-a realizat pentru dedicat răzeșilor găzări. De asemenea și ceilalți au destule obiective turistice, nu mai vorbesc de Slănic, Moldova și Târgovna, Dărmănești cu barajul, castelul, Dofteana de asemenea. Despre centru cultural, știți de activitățile pe care le desfășurăm. Iată că după 20 ceva de ani, din nou rulează film începând cu luna ianuarie la acest centru cultural. Anul acesta se împlinește 100 de ani de când filmele au rulat pentru prima dată în România. Drept urmare, știți cu toții de acel eveniment de mâine de la ora 16, dedicat centenarului, va avea două părți. Unul printr-o expoziție de ilustrate cu imagini din timpul primului război mondial, urmat de un film documentar dedicat tot centenarului, iar la ora 18 un film artistic în regia regizorului Nae Caranfil, la care va participa și unul din actori. Vă spuneam că acel film artistic este ca urmare a împlinirii 100 de ani de când au luat ființă cinematografele în România. Vă invit pe toți, am dat deja și domnilor consilieri invitații, am trimis invitații la instituții publice, colegii mei și pe toți cei prezenți și pe alții care îi puteți invita să fim cu toții mâine să ne întâlnim la orele 16 la Centrul Cultural Lira. De asemenea, am participat la târgul de turism de la București, alături de Consiliul Județean. Vedeți aici, nu am putut merge personal, s-a ocupat domnul ministru să reprezinte municipiul Moinești și mulțumesc pe această cale. O imagine cu o propunere pentru hotel. Despre cultură, vorbeam ceva mai înainte. La începutul anului
trecut. Am avut ca invitat pe maestrul Dorel Bișan, a fost de Ziua Națională a Culturii Române, pe 15 ianuarie la Moinești. După care au urmat celelalte evenimente, concursul Miss Moineșteanca de Ziua Internațională a Femeii. Am primit vizita celor de la Roșpina, unei fanfare constituită din copiii din școlile din Roșpina. Am avut ședința festivă a Consiliului Local la împlinirea a 25 de ani de când s-a înființat primul Consiliu Local, Festivalul de Muzică Vis de Stea, care și acesta va avea loc pe data de 1 și 2 iunie la Centrul Cultural. Vă așteptăm pe toți. Avem invitați artiști de la nivel național. Sperăm să fie și în acest an un spectacol reușit și să ne implicăm pentru a-l realiza cu toții. Tabăra de voluntariat cu Fundația Libra. Inaugurarea, am vorbit de ea mai înainte, prin participarea artistului Emi Drăgoi și a formației pe care o conduce, cât și a sopranei Alice Făiniță. Este o soprană care s-a născut aici, în vecinătatea municipiului Moinești, dar care și-a urmat cursurile școlii generale la o școală din Moinești și chiar astăzi am avut o discuție cu dumneaei. A fost la primărie. E deja într-un turneu cu Marcel Pavel, Luminița Angel, cealaltă. Monica Angel, așa, și Miriță, sunt vreo 4-5 care și-ar dori să vină și la Moinești. Vom stabili detalii și dacă vom cumpăra acele scaune pentru a amenaja zona din fața scenei din Parcul Băi, cu siguranță vor fi invitații noștri să susțină un spectacol. Au urmat zilele municipiului Moinești, știți cu toții, am participat, au fost binevenite, pentru că acolo se întâlnesc moineștenii și nu numai pentru socializare, cât și să urmărească programele pe care noi le realizăm. Și în acest an, pe 8 septembrie, vor fi 3 zile, 7, 8 și 9 septembrie, vă vom pune la dispoziție programul la timpul potrivit. De asemenea, expoziția anuală, tabăra de vară, concertul de Crăciun, susținut de Fuego anul trecut și Filarmonica Mihai Jora, acel festival de datin pe 27, așa cum este tradiția în fiecare an. Aici este, amintesc, și simpozionul Tristan Țaran, a avut loc și anul trecut, s-a desfășurat și anul acesta, din păcate, fără un pion important al realizării acestui eveniment, prin decesul domnului profesor Ropciu, condoleanțe familiei. Vorbim aici despre Ziua eroilor pe care o punctăm în fiecare an, odată cu înălțarea. Avem pe acest domn veteran și cetățean de onoare a municipiului Moinești, care ne onorează cu prezența și cu discursul dumnealui, să-l țină Dumnezeu sănătos, să fie mereu alături de noi la toate evenimentele pe care le realizăm. De Vis de Stea am vorbit. Despre raliu, a avut loc ediția a 7-a anul trecut. Mai mult decât atât, la acest raliu anul trecut a fost și o expoziție a mașinilor de epocă. Anul acesta se va desfășura în perioada 14-16 iunie. Etapa de la Moinești va fi în data de 16 iunie. Se va desfășura și în jurul Moineștiului, la Măgireș, cât și pe dealul din apropierea de pe Tașbuga. Dar cel mai important traseu este cel din partea stângă, cum mergi spre Văsiești, de pe drumul care urcă la Vermeș până la parcul OMV. Vor fi transmisiuni în direct de acolo, iar festivitatea de premiere va avea loc în Parcul Băi din municipiul Moinești, unde vor fi invitate și celelalte localități care sunt participate municipiul Moinești, cât și Consiliul Județean. Despre educație v-am vorbit de infrastructura din școli, despre parteneriate. Știți cu toții, am încheiat parteneriate pentru realizarea unor evenimente pe mediu, pe cultură, de Crăciun, de cele care vă spuneam mai înainte, mountain bike-ul și raliu. E vorba aici și de... Înapoi un pic. De pomul de Crăciun, știți cu toți, în acest an am încheiat un parteneriat cu instituțiile de învățământ din oraș și am realizat un parc și un program artistic în toată săptămâna premergătoare sărbătorilor
de Crăciun, prin implicarea instituțiilor școlare. Le mulțumesc domnilor directori pentru implicare, cât și profesorilor care au consiliat elevii pentru ceea ce au realizat în acest spațiu. Din punct de vedere social, ne desfășurăm activitatea la nivel de direcție de asistență socială, v-am spus, într-un sediu nou amenajat cu porțe proprii la etajul 1 al clădirii achiziționată de la Alcor, și aceștia au încheiate parteneriate cu ONG-uri, cu UNICEF, cu Direcția de Asistență Socială Bacău, și aș aduce în discuție aici un parteneriat nou pentru care urmează să se semneze contractul între Direcția Județeană de Asistență Socială și Ministerul Fondurilor Europene. Într-un parteneriat al nostru cu dumnealor, le-am alocat fostul sediu a centralei din spatele Bisericii Sfântul Nicolae, cât și terenul din strada Lucăcești, unde a funcționat căminul cultural. În locul centralei termice vor realiza un centru de agrement pentru copiii din familii defavorizate, cât și pentru cei care ies la împlinirea vârstei de 18 ani din centrele de plasament. Iar pe terenul de la Lucăcești, din strada Lucăcești, intersecție cu Petrosu, vor construi 3 case pentru a fi atribuite celor care termină studiile în centrele de plasament atunci când împlinesc peste 18 ani. E deja în perioada de precontractare și acest proiect. Vă spuneam, e parteneriatul nostru cu Direcția de Asistență Socială și la rândul lor cu ADR Nord-Est și Ministerul Fondurilor Europene. Tot la nivel de Direcția de Asistență Socială, vă spuneam de cei de la 416, de implicarea lor, nu sunt puțin la număr, dar nu toți sunt abs de muncă. Cei care nu sunt abs de muncă, noi putem chema pentru a realiza activități în interesul comunității. Ceilalți, prin grija serviciului de la domeniul public și Direcția de Utilități Publice, sunt implicați în tot felul de activități. Vă spuneam de ecologizare, de curățenie, de curățirea albiilor, râurilor, de tot ceea ce înseamnă activitate a acestui serviciu. Tot la asistență socială, Primăria Municipiului Moinești acordă tichete sociale în preajma sărbătorilor de Paști și de Crăciun pensionarilor care au pensii mai mici de 700 de lei. S-a făcut acest lucru și pe parcursul anului trecut, alocând o sumă de aproximativ 400.000 de lei pentru cele două evenimente. De asemenea, odată cu sărbătoarea de pe 8 septembrie și a zilelor orașului, se atribuie un premiu cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie, iar cei care nu au depus cerere până la acea dată, se mai realizează un eveniment de acest gen în preajma sărbătorilor de Crăciun. Există acele proiecte cu UNICEF, vă spuneam, mai mult decât atât, un parteneriat cu Terre des Hommes, o fundație norvegiană, cu care am încheiat un parteneriat de 20.000 de dolari pentru anvelopare termică a clădirii de la intrarea în curtea Bisericii Sfântul Gheorghe, acolo unde s-a realizat și acel loc de joacă și urmează să reabilităm și clădirea anvelopare cât și acoperiș. E în derulare acest parteneriat, urmează să și semnăm. Mai mult decât atât, tot cu Terre des Hommes, mai e în derulare și un proiect pe două școli, școala George Ionescu și Alexandru Sever, pentru a achiziționa o infrastructură IT. Da, aici e vorba de centru social care l-am realizat prin Planul Integrat de Dezvoltare Urbană, situat pe strada Capitan Zăvenescu, unde avem în permanență aproximativ 30 de beneficiari, persoane vârstnice, care au o contribuție, dar nu este de ajuns. Facem cheltuieli suplimentare din bugetul local pentru a crea un confort acelor persoane și pentru a asigura tot ceea ce înseamnă cheltuieli de materiale și cu utilitățile publice. Tot în acel sediu își desfășoară activitatea și acel centru de zi pentru copii. 25 de copii vin zilnic, realizează activități, iau masa. Cum v-am spus, e o cheltuială în plus de la bugetul local. Ne-am asumat-o atunci când am dorit implementarea acestui proiect. Ne asumăm în continuare.
Direcția, despre direcția de asistență socială v-am vorbit, știți cu toții beneficiari. Avem și persoane cărora, la care ar trebui să intervenim ca urmare a unor incendii, ca urmare a situației în care locuiesc. Vedeți imagini de la ultimele incendii. Am primit, prin sponsorizare de la cei care au realizat stațiile de epurare în vagon, am primit un vagon dotat cu ceea ce trebuie și dotat de cei de la Direcția de Asistență Socială. Alte două module, tot pentru cei de la incendiu, de la Prefectura Bacău, prin implicarea și celor de la detașamentul de pompieri, le mulțumesc fiind de față domnul comandant, le mulțumesc că ne ajută și dumnealor de câte ori avem astfel de evenimente nedorite. Implicarea și prefectului județului Bacău, acolo a venit personal, fiind vorba de 5 familii și vreo 12 copii în acea locație unde a ars o lună și jumătate de lună. Aici e imagine cu premierii cuplurilor care au venit 50 de ani. Urmează transformarea acestui obiectiv în centru, vorba de centrala din spatele cea repensionată de care vă vorbeam mai înainte, pentru transformarea ei într-un centru de zi pentru persoanele vârstnice, anvelopare clădirii de la DAS, care e în proiect așa, cât și parteneriate cu Habitat For Humanity, care demarează o casă în fosta locație a târgului de vite. E mai vechi proiectul acolo, a primit autorizația, va construi această casă tot unei familii a cărui mama a murit. Sunt 5 copii orfani de mamă, familia Brânceanu de pe Luncă, le-a ars și casa. Urmează să se implice atât cei de la Habitat, cât și noi pentru construirea acestei case, să le creăm acelor copii bătuți de soartă un confort normal. De asemenea, prin legea 350 s-au alocat fonduri pentru școli de vară, pentru activități ale fundațiilor și ONG-urilor din municipiul Moinești. Le vedeți aici aproximativ 40 ceva de mii de lei. A fost alocată suma anul trecut 50 de mii, este alocată și în acest an. De asemenea, pe legea 82 privind finanțarea cultelor, am atribuit în urma unor depuneri de proiecte finanțarea la protocopiatul Moinești din Curtea Bisericii Sfântul Petru și Pavel de la Găzărie, cât și asigurarea cheltuielor pentru încălzirea centrală la parohia din Hangan și cea de pe Remicleasca. Despre audiențe, știți cu toții, au loc în fiecare lună la ora 10, dar ușa primarului este în permanență deschisă. S-a confirmat acest lucru dintotdeauna, sunt mereu la dispoziția cetățenilor. Audiențele care se desfășoară la sediul primăriei au loc într-un termen scurt, dar au loc după aceea în teren, când mergem la cei care s-au prezentat la audiențe și au o problemă, pentru a nu discuta aici în birou și nu a lua o decizie, ne deplasăm eu, domnul viceprimar sau cei din aparatul de specialitate pentru a rezolva cu promptitudine toate solicitările cetățenilor. Cam fiecare an am trimis o scrisoare tuturor cetățenilor din municipiul Moinești cu realizările ceea ce ne propunem pentru perioada următoare. Tot cu această ocazie am trimis și un sondaj în număr de 500 de exemplare. Am interzis ca acele sondaje să fie adresate colegilor din primărie sau rudelor acestora. Aceste sondaje să vină de la cetățenii municipiului Moinești. Pentru prima dată am pus în acest sondaj și câteva obiective principale de care are nevoie comunitatea din Moinești, și anume hotelul, strandul, reabilitarea instituțiilor de învățământ, asfaltarea străzilor și extinderea spitalului. O să rămâneți surprins sau nu, cred că sunteți surprins de fapt. Primul obiectiv pe care cetățenii municipiului Moinești îl doresc este reabilitarea străzilor, asfaltarea străzilor. Al doilea este reabilitarea instituțiilor de învățământ. Al treilea, hotelul, 4, strandul și 5, extinderea spitalului. Iată, cu toții știm problema străzilor asfaltate din municipiul Moinești. 46% din străzile din municipiul Moinești sunt neasfaltate. Sper să reușesc cu ceea ce vom strânge anul acesta la bugetul local și am demarat deja proiectul tehnic pentru asfaltarea străzii Alexandru Ioan Cuza. După finalizarea proiectului, în termen de 60 de zile, vom da drumul procedurii
de achiziție a execuției și sper ca undeva la începutul toamnei să începem lucrările pe această stradă. Să facem un proiect multianual, să finalizăm această stradă și de ce nu și alte câteva străzi care au fost depuse la PNDR, dar nu au primit finanțare. Parteneriate și frăție, știți că avem Debia 2, Roșpina și Cantemir. Mai avem câteva tratative cu ceva localități din Republica Moldova, Ucraina și nu numai. Da, facem parte din Asociația Municipiilor, chiar pe data de 28 și 29 va avea loc adunarea generală a municipiilor, 28 și 29 iunie. Voi participa întrucât se va discuta și despre alegerea Consiliului Director, din care eu, pentru municipiul Moinești, mi-aș dori să fac parte. Am discutat deja cu directorul asociației, cu președintele, cu primarul sectorului 3, domnul Robert Nevoiță, pe considerentul că și municipiile, nu cele de ședință de județ, și municipii mai mici trebuie să fie reprezentate la nivel național în această asociație. Pentru că am făcut deja demersul și am modificat ghiduri de finanțare, noi cei de la Moinești, cu sprijinul celor din cadrul serviciului proiecte, am modificat câteva ghiduri de finanțare prin intervenția atât a noastră cât și a primăriei Oradea. Am și apărut pe site-ul asociației, menționând acolo că municipiul Moinești și municipiul Oradea au modificat ghidul de finanțare pe iluminat public și numai încă unul. Am vorbit despre mediu, distincții am primit de la oameni și companii în toamnă. Da, pentru proiectul Moinești stațiune turistică. Da, mai e? Da. În încheiere aș dori să mulțumesc moineștenilor pentru că m-au mandatat să-i reprezint. Îmi doresc să realizăm cât mai multe lucruri împreună, alături de dumneavoastră, Consiliul Local, alături de colegii din primăria municipiului Moinești, alături de reprezentanții instituțiilor publice, școli, poliție, spital, alături de toți cetățenii municipiului Moinești. Mulțumesc că m-ați ascultat și vor la treabă. Mulțumim, domnului primar. Nu suntem în campanie, dar partea a văzut că a prezentat foarte bine. Este și partea nevăzută, care o știți fiecare dintre noi, dar fiind sigur mai va fi prieteni să îndeplinim toate dorințele, să zic așa, cetățenilor și al națiunii în urmă. Dacă altă persoană sau altcineva vrea să ne vorbească la diverse, domnul ministru, o să respect poftiți. Da, vă simt nevoit să iau cuvântul, să vin în față să vă văd pe toți, nu v-am salutat să nu deranjez ședința, vă salut acum, bine v-am găsit. Nu vă vorbesc în calitate de ministru, ci am venit să vă prezint raportul în calitate de primar pe primele 4 zile din 2007. Și chiar sunt supărat, așa, ați uitat. Da. Dar sunt bucuros de altfel pentru ceea ce am văzut. Și stăteam și urmăream chiar și această prezentare care a început acum câțiva ani și care văd că merge mai departe, împreună cu celelalte proiecte pe care le-am gândit cu toții. Eu sunt bucuros de ceea ce am văzut. Eu cred că fiecare dintre dumneavoastră ar trebui să aveți o bucurie, poate mai puțin cei din aparatul de lucru, care veți avea mult de treabă dacă proiectele astea încep să se implementeze. Și eu sper că... Am avut deja. Ce ați avut, Deniza? O supărare sau... Nu, da. Până la faza asta. Iar ce pot să vă spun, că vin și câteva vești bune și sper să aveți în vedere în proiectele pe care le urmăriți în continuare și parteneriatul public-privat. Da? Acum câteva zile, în ședința trecută de guvern, s-a aprobat acest parteneriat și este o soluție pentru finanțarea proiectelor a celor care nu avem altă zonă de finanțare, nerambursabilă sau guvernamentală, sau locală, bineînțeles. Într-un parteneriat, eu cred că se pot dezvolta proiecte frumoase, atâta timp cât există interes și beneficii de ambele părți. Ieri a trecut legea, ordonanța
care modifică cele patru acte normative principale legate de achizițiile publice. Eu chiar v-am trimis un draft, să spun așa, de lucru. Să vă uitați pe ele. Sunt lucruri importante. Din ce am văzut și din experiența pe care o am și eu pe zona asta de achiziții de aici, simplifică câteva lucruri, clarifică câteva lucruri, ca să nu mai fie interpretabile pe zona de achiziții directe, de exemplu. Și asta poate să ajute în a ajunge mai repede la zona de contractare și execuție lucrări și nu să ne pierdem timpul și energiile și fondurile și banii pe zona de achiziții foarte mult. Și închei politic vorbind, mi-e greu să cred că chiar și în altă echipă să fii decât cea care conduce primăria Mâmnești astăzi, n-ai putea să nu susții aceste proiecte. Indiferent din ce zonă vin ele. Că vin pentru spital, așa cum s-a menționat, că există o dispută, e foarte bine și e foarte corectă disputa. Important este rezultatul. Opinii diferite avem cu toții. Slavă Domnului că Dumnezeu ne-a lăsat așa să avem opinii diferite. Dar ideea e să ne așezăm la masă, să discutăm, să venim cu argumente la opiniile, la părerile pe care le avem și în final să facem ceea ce trebuie să facem. Eu vă urez succes tuturor și vreau să felicit conducerea, Consiliul Local pentru sprijin și tot aparatul de lucru al primăriei. Și în paranteză, așa fie spus, din zi în zi îmi dau seama cât de valoroși sunteți. Mulțumesc! M-am luat și eu cu vorba, am omis câteva cele dumneavoastră pentru că am preluat mare parte din proiecte și am fost o echipă 9 ani de zile și 4 9 ani și 4 zile. Da. Și e de datoria mea și a colegilor mei să recunoaștem că parte din proiecte sunt și din mandatul trecut și le continuăm, dar și proiecte noi pe care ne dorim să fiți implicați, să ne sprijiniți atunci când vă cere sprijin la București și nu este, este adevărat că merg deseori la București și mă întâlnesc cu domnul ministru și mergem acolo unde este nevoie să ne implicăm și să primim finanțări. Să mulțumesc și domnului viceprimar că este parte din echipa executivului, cât și a Consiliului Local, dar la Consiliul Local, o dată de două ori pe lună, la primărie în fiecare zi, este implicat în activitatea pe care o desfășurăm. Drept dovadă, partea de domeniu public și utilități publice se ocupă în mod direct și, bineînțeles că nu scapă nici de ceea ce văd eu în fiecare zi și aduc la cunoștință atât lui cât și celor de la domeniul public și direcția de utilități publice, dar eu zic că facem echipă și vom realiza lucruri frumoase în acest mandat și nu numai. Mulțumesc frumos! Da, domnul consilier, din tot ceea ce s-a expus aici, vreau să spun că sunt foarte mulțumit datorită faptului că coaliția funcționează. S-a văzut și la ziua înălțării că s-a depus o coroană din partea coaliției și asta înseamnă foarte mult. Pe lângă această coaliție există și un independent lângă dumneavoastră. Vreau să vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți pentru Moinești și în primul rând chiar sunt mândru pentru că avem un ministru acolo și sper că în acești ultimi ani care vor fi și vor mai fi, adică mandatul ăsta, se va cunoaște niște realizări mult mai mari față de ce a fost. Pentru că este una să începi, altceva să ai experiență și altceva să faci. Și acum, într-adevăr, se poate face. Aș vrea și eu cu trei propuneri pentru Moinești. Într-adevăr, avem un veteran aici de război, care este domnul Procopi. Am stat de vorbă cu cei de... s-au construit cele două magazine în Evila, acolo în zona gării. Aș vrea acolo să amenajeze o alee frumoasă sau pe parcurs un parc, să dăm denumirea alea veteran Procopi pe parcurs în Coronozic acum, ca să rămână totuși o chestie frumoasă acolo. Aș dori ca toate parcurile acestea care le avem noi a copiilor care sunt să fie dotate cu aparate de fitness, exact cum sunt cele de la Slănic,
pentru că eu am fost la Slănic de atâtea ori și într-adevăr văd că vin părinții cu copii și fac fitness, este bine pentru sănătatea orașului nostru. Și aș mai dori, dacă să avem în perspectivă, că în zona magazinelor de jos de la Lucăcești, unde este Peneș și Lidl, să putem face un patinoar pentru iarnă, pentru ca să avem și iarna o ocupație, în așa fel încât părinții care vin cu copiii, care vin la cumpărături, să poată copiii să facă patinaj. Eu sunt foarte mulțumit de ceea ce s-a realizat, ce se realizează și văd o prietenie, văd o colaborare și sunt sigur că progresele vor fi mari. Sunt foarte mulțumit și de relația care acum există între spital și primărie. Bine, lupta, contradicțiile duce la progres, exact cum a zis și domnul primar, lucrurile se așează și sunt bucuros. Vă mulțumesc! Singura satisfacție înainte de revoluție a fost parcul din fața primăriei. Când la inițiativa a fost în primar la timpura, a zis, era exact după cutremur. Și am format parcul din fața primăriei. Fântâna arteziană a fost pusă de șantierul, ne-am lucrat eu, celălalt cu fiecare unități petroliere. Și arată cum arată și a fost împrospătat. Nu vreau să merg aminte ce a fost, nici după Revoluție, până în 2008, știm cu toții, aveți concluzia, ce a fost. După 2008, Dumnezeu, nu pot spune altfel, a fost să zică, băi, Moineșul trebuia să altfel, putea să fie din marmură, cât se ție s-a scos de aici. Nu s-a făcut. 2008 a venit cu doi vectori. Domnul Viorel și al doilea V, domnul primar. Și păstrez cu emoții și cu mândrie această fotografie. Cu ăștia am plecat la luptă. Și a zis așa aici domnul Viorel, Ilie, la timpul ăla. Nu ce a spus el. Am găsit. Și echipa lui Viorel e gata să pornească la treabă. Și într-adevăr a pornit. N-a fost ușor, știu, totul în 2008 încoace. Se vede ce s-a realizat. Dovadă că domnul ministru astăzi a ținut neapărat să fie unui. Are multe treburi. Și prezentarea de astăzi mi s-a părut totul deosebită întotdeauna a ce a fost și ce se va face. Am o nemulțumire și am spus de multe ori. Poate să supere pe mine, domnii consilieri, foștii, actuale și vor veni. Populația are nevoie de dumnealor în teritoriu, pe zone. Personal îmi spun și eu vă spun noastră, care sunteți cei care decideți. Treceți, domnule, pe zone, vin alegerile, le spun în timpul anului ce și cum. A să făcut prezentarea, puțin vor afla ce frumusețe s-a prezentat astăzi. Dar e mai bine în teren acolo, la cei care nu pot să participe aici. Nu pot să facă un televizor sau altceva. Mi-a părut rău. Am fost la depunerea coroanelor. Nu mi-a plăcut absolut deloc. Lângă domnul primar, domnul vice, domnul ministru, erau consilieri de la ALDE. Eu nu fac politică aici. De ce, domnule, avem răi unul de noi și stăm mai departe din ceilalți? Dar fi plăcut să văd toți consilieri în rând cu primarul acolo, cu ceilalți. Nu. Se dezvoltă niște activități culturale frumoase. Sunt oameni ăștia care
formează copiii, îi prezintă puțin consilieri, fac prezență la festivitățile acestea. Sau nu fac propagandă să trimită pe altcineva să aprecieze copiii ăștia. N-am avut ocazie, nu s-a putut, la ședința cealaltă, când doctor Cotârleț a venit convoiul aici. Într-adevăr, foarte găsesc ocazie să discut personal cu dumneavoastră, nu mi-a plăcut poziția dumneavoastră absolut deloc. Știu tot ce s-a făcut la spital și nu singur. A avut contribuții și dumneavoastră, dar fără de primărie nu se putea. Și gestul a fost cât se poate de urât. Și domnul Vaschide, domnul consilier, păi domnule, nu vă înțeleg duplicitatea. Sunteți independenți sau sunteți cred că de asta mai multe parte? Nu comentez mai mult. Și eu independent. Eu cred că e cazul să nu mai spunem partide, să spunem Uniunea Gospodarilor Moineșteni. Eu n-am bănuit că pot să trăiesc, pot să prind un oraș atât de frumos. Mă mândresc, cu îi spun pe telefon unde mă duc, mă băi gândit, am venit să trăiesc un oraș frumos. Chiar prietenii mei, frații mei și-au venit și-au spus, Doamne, ai dreptat. Dar, partea cealaltă, ați spus și dumneavoastră, domnul ministru și domnul primar, aportul serviciului în primărie se vede substanțial. Dar s-a dat dovadă niște oameni care văd interesați, pregătiți și muncesc pentru ceea ce vedem. Că nu domnul primar singur sau domnul vice. Fără așa dumneavoastră nu se poate. Și, într-adevăr, în oraș se vorbește că compartimentele din primărie funcționează. Mai sunt și așa, dar nu se poate fără mutătură. Vă mulțumesc mult! Vă rog, cine mai nu scăpați, nici aici, da? În primul rând vreau să vă mulțumesc tuturor pentru invitare, așa? Domnul primar, domnul ministru, să știți că chiar vocea domnului Marchidan și mulțumesc că este prezent între noi aproape de fiecare dată, domnul decan, să zicem așa, și la toate festivitățile. Este un lucru bun, înseamnă că îi pasă de municipiul nostru. Sigur, sunt foarte multe de realizat, dar împreună cu noi consilierii, pentru că noi toți ne dăm girul acolo, toți avem implicare și se simte lucrul ăsta. Mi-a plăcut raportul ăsta că este undeva după foarte puțin timp, deci nu are niciun interes să fie campanie electorală, este foarte clar. Și noi consilierii avem un raport care trebuie să-l dăm și bine ar fi să ne redistribuiți pe fiecare sau să ne dați anumite zone, să răspundem fiecare din cei 19 consilieri, și să venim cu argumente și cu cetățenii la zi și să-i putem, știu eu, mulțumim într-un fel sau altul. Nu în ultimul cuvânt, vreau să-i mulțumesc și să-i spun la mulți ani domnului președinte Cezar Vascan, consilierul și colegul nostru, așa pentru că este ziua mea de naștere astăzi.